Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici, din studioul HDV. Încheiem săptămâna așa cum am început-o, cu un invitat care are multe de spus, mai ales că de când a fost aici în emisiune a avut un parcurs interesant. A plecat de pe stânga, a trecut printr-un centru neclar, iar acum a ajuns la cel care pentru partidul de stânga era dușman de moarte, în partidul lui Traian Băsescu, și conduce filiala PMP Timiș, domnul Ion Răducanu. Bună seara, bine ați revenit la Press Alert Live. Bună seara, mulțumesc. Cum vă simțiți invitație? La PMP? Bine, bine, fără nicio problemă. Fără nicio problemă? Da. Da, domnul Răducanu, deci, eu mă gândeam, Dragoș, mă gândeam să facem, să punem lucrurile, știi că mie îmi place să punem lucrurile la punct, știu că dumneavoastră sunteți un provocator de discuții și e normal să fie așa, și eu un băiat care încerc să mă mențin stabil, că tu, scopul dumneavoastră e ca să mă scoateți din asta. Nu mă scoateți. Din rind. Da, nu mă scoateți, stați liniștit că nu mă scoateți. În seara asta sunt foarte bine dispus. Păi veniți de la niște ședințe de partid. Da, și ședințele au fost productive, deci nu e nicio problemă. A să o luăm ca să lămurim lumea. Deci e clar, eu, așa cum și amintește toată lumea, eu n-am plecat de pe stânga pentru că mi s-a pus mie pata și hai să plec de pe stânga. Nu, am fost exclus din PSD. Corect. Nu mai știe toată lumea. Niște din băieți, motive de Ciuhandu, de niște băieți, din motive de Ciuhandu, din motive de Ilie Sârbu, grupuri, de, în sfârșit. Să nu intrăm în chestii de astea, că n-are rost, că e am, trecutul, ne interesează viitorul. Și am plecat, am stat 2 ani deoparte, s-a înființat acest partid, UNEPR-ul, un partid de centru-stânga inițial, care în ultima parte devenise un partid de centru. Așa cum practic am și declarat acum 2 ani de zile. Am ajuns, l-am condus UNEPR-ul 6 ani de zile. Sigur că scena politică nu stă pe loc, se mișcă. Necazurile care s-au abătut asupra unor lideri ai partidului. Necazurile și le-a căutat, acum să nu... Nu. Care s-au abătut, adică dacă s-au abătut, păi poate să fie determinate de o cauză subiectivă, de una obiectivă, de un factor X, de un factor Y. Nu discutăm problema asta. La Oprea a fost factorul DNA. Au dus partidul într-un an de zile, din vara anului trecut în vara... L-au dus de la... În sondaje reale, făcute la momentul respectiv, de la... eu știu, 10-11%, l-au dus la 4%, 4,7% cât am obținut la alegerile locale. Da? Sigur că a apărut, necesitatea de a găsi o soluție. Ce facem? Că nu trecem pragul cu acest... Partidul Social Democrat, în spatele căruia am stat 4 ani de zile și care ne-a promis tot timpul: nu faceți grup, nu faceți nimic, stați cu noi în grup, că la alegeri o să mergem pe liste comune. Această poveste cu liste comune a mers până în pragul alegerilor locale. Da? Nu s-a întâmplat nimic. Domnul președinte Dragnea, după ce, să fim corecți, ajutat și de Oprea, a preluat partidul. Adică avea niște oameni din PSD? Nu, avea Oprea la momentul respectiv, se ducea la toate, știți, era, așa se stabilise o cutumă, Oprea participa la ședințele Biroului Executiv Național sau Comitetul Executiv Național al PSD-ului. Oprea a avut totuși o poziție, era viceprim-ministru la momentul respectiv, a avut o poziție în guvern, Deci eu vă spun că a contat și sprijinul pe care l-a acordat Oprea la alegerea între Rovana Plumb și Dragnea. N-are importanță. Când a ajuns președinte, Dragnea nu a mai vrut să facă... Asta a cerut să facă fuziune. Fuziunea a fost respinsă de președinte la momentul respectiv, trept pentru care
ne-am dus singuri la alegerile locale. Dacă se la alegerile fuziunea, locale, eu vreau să vă amintesc, era, domnul dacă Dragoș, se făcea fuziunea, vă întorceați la partidul mamă. Da, mă întorceam la matcă. Da? Dacă se făcea fuziunea. Dacă. Normal că acest partid, excluzându-mă pe mine, care eram exclus, ceilalți care l-au fondat, Cristi Diaconescu cu Sârbu, cu Marian Sârbu, cu Gabriel Oprea, veneau din PSD. Nu? Au fost și ei, eu știu, îndepărtați într-o formă sau altă din PSD. Și atunci, la alegerile locale, s-a pus problema să mergem pe liste comune. Da? Și am început negocierile. Primul care a început negocierea în țară, având în vedere că eram și, deja aveam grup parlamentar și eram liderul deputaților din Camera, liderul uneperiștilor din Camera Deputaților, eu am făcut prima înțelegere cu PSD, Bosnia, cu domnul Sorin Grindeanu, ca să mergem pe liste comune. Da? Degeaba am făcut noi înțelegerea, că n-a funcționat la București, ba mai mult decât atât, domnul, mă rog, să nu mai dăm cu domnul, să nu mai folosim numele lor, că nu are importanță. Câțiva, câțiva din conducerea Partidului Social Democrat au primit ca sarcină de bază să ia oameni de la UNPR. Și au luat 28 de oameni. 28 de oameni. Parlamentari. Parlamentari. În loc să fi dat 18 locuri atât cât promisese. La ce i-a ajutat să ia 28 de oameni? Da. În condițiile în care mai erau câteva luni până la alegeri. Nu, dar putea să ne dea 18. Mai erau câteva luni până la alegeri, nu mai era niciun an. Adică. Păi, da, dar e important să intri slăbit în asta, e important. E important. Și scopul era să distrugă grupul. Că dacă îți distruge grupul parlamentar, nu mai ai oameni în secțiile de votare, dacă n-ai grup parlamentar. Și sigur că, deci în loc să, cum să zic, să ducă la bun sfârșit ceea ce s-a înțeles cu Gabriel Oprea, a făcut altceva. A luat 28 de oameni în loc să dea 18 locuri sau să fuzioneze, să zicem. Până la urmă, tot fuziona partidul. Așa că ne-am trezit singuri. Singur pe lume. Singur pe lume, ai nimănui. Sigur că la această... Și la această de seară... La această, nu, nu. Și sigur, sigur că la această... La intersecție de drumul stătea Paricia, un marinar la fel de supărat. Da, da, nu, nu, stai puțin că până la marinar e mai lungă calea. Nu e așa simplă problema. Deci, deci ajungând în această situație, toți care, mă rog, partidele un pic mai mari, s-au orientat repede. Stai puțin, că aici e de luat un partid, nu? Dacă putem să-l luăm noi partidul ăsta, să fuzionăm cu el. Adică să facem o alianță în primă fază și am intrat în discuții destul de avansate cu Partidul Național Liberal. Și am discutat cu Partidul Național Liberal 2-3 săptămâni. Deci nu e nicio poveste, sunt unul din cei care a participat la discuții, nu e o poveste. N-a funcționat, deci era aproape de finalizare o alianță în vederea alegerilor, în care noi nu primeam mai multe locuri, tot atâta primeam, când ni se cuvenea 10% din total cât reprezentam în Camera Deputaților, nu? Tot 18. Însă, pe ultima săptămână sau în ultima o săptămână înainte de a se închide această operațiune în sens negativ, s-au primit un semn, vorba lui unul de la Camera Deputaților, nu-i dau numele, dar era șeful cel mai mare, mi-a zis mie odată, când era vorba de o lege care trebuia pusă în asta, mi-a zis, nu, dumne, stai liniștit, că am primit eu o notă și trebuie să discutăm mai încolo. Și eu i-am spus, ce notă, dumne, ce notă, fa, nota, dies, ce notă. Așa și aici, s-a primit o notă, și n-am mai făcut. Ăsta s-a pus problema. De unde a venit nota de la fuziune? Nu știu, a zis cineva că a venit o notă. Eu nu aveam nicio notă. Și nu s-a mai făcut, adică ne-a impus fuziunea. Până la urmă am acceptat și fuziunea. N-a funcționat nici fuziunea, pentru că până la urmă au ieșit niște discuții că, mă rog, că discuții ce? Că președintele s-a implicat. Nu știți că a ieșit domnul Dragnea și a acuzat că se implică președintele în fuziuni? Și atunci s-a ales praful de fuziune și n-a mai făcut. Deci tot rău vine tot de la PSD. Și așa că am ajuns la
Ultima variantă care puteam să o facem, adică erau mai multe partide mai mici, cum e partidul lui Joană, cum e partidul... Bine, nimeni pe stradă, da. Joană, nu, el nu, e da, partidul, da, lui, e Joană și el, adică nu mai e altcineva. Partidul lui Fenechiu, cum e, da, PRU, cum sunt alte, erau mai multe partide mici care puteau să facă a treia forță. Da, nu s-a reușit acest lucru. Am avut o discuție cu cei din Partidul Mișcarea Populară și nici ei n-au, n-au trecut. Dar cum s-a ajuns la discuție? Adică ați fost printre cei care, din câte țin minte, când Traian Băsescu a făcut primele anunțuri, erați acolo. Deci e clar că ați fost la toate negocierile. Domnul, o secundă. Ca președinte al grupului. Eu știu că eu sunt băiat sincer. Da, ca președinte al grupului. Deci sunt... Întrebarea mea este, da, când v-ați dus la Traian Băsescu, ce condiții a spus și ce condiții v-a pus? Nu. Să spun cum a fost. Eu spun absolut sincer. Deci, având în vedere că eram liderul deputaților și, mă rog, unul care a intrat în Parlament, în cei 10 parlamentari UNPR care au fost pe listele USL-ului și au intrat pe colegiile lor, da? În cei 10. Deci suntem fondatorii UNPR-ului, nu, da, suntem în cei care au venit ulterior în, okay, UNPR, de am ajuns la 40 și cât aveam atunci, 45 de deputați. Căzând această, asta am fost invitați la o discuție cu președintele Traian Băsescu. Și la discuție s-au pus pe masă, s-au pus pe masă următoarea situație. Voi sunteți 4,5%, noi suntem 4,7%. Împreună am, poate că am reprezentat ceva mai mult decât sau mai puțin decât 4,7 și cu 4,7, dar oricum peste 5. Peste 5. Și atunci, voi sunteți un partid care sunteți structurat mai bine, că aveți logistică, aveți, sunteți un partid de 6 ani de zile. Noi suntem un partid cu oameni tineri care sunt o parte, mare parte din ei pentru prima dată în politică. Eu cred că împreună deputații mei sunt 9 sau câți aveau ei deputați, nu, senatori n-aveau, deputați aveau 9. Eu aveam 24 atunci, când am început discuțiile. Deci, amândouă suntem partide, mă rog, voi sunteți de centru în ultimul timp, ăsta a fost și mesajul, nu? Eram un partid că situat la centru, că până la urmă știți ce, n-am fost acuzați, că suntem de centru. Iar nu trebuie uitat faptul, că noi am fost la guvernare cu Băsescu. Am fost la guvernare cu PDL-ul. Deci am susținut și în vremea USL-ului, guvernul Boc. Și în vremea am susținut USL-ului, guvernul Boc. Da. Nu? Păi, USL-ul n-ajungea, domnul Ponta n-ajungea prim-ministru fără sprijinul Oprea și al voturilor noastre. Hai să fim serioși, că n-ajungea. Păi dacă era, dar nu contează. Noi am mai fost cu Traian Băsescu în, un proces ăsta de guvernare, bun, ca să zic așa. Sau într-o activitate comună, nu? Am fost și ați cu ministru, am avut o ministru. Secundă. Și ați negociat împărțirea pe liste. Nu, să spun, eu îți spun absolut corect. La întâlnire am fost eu și cu Steriu. Steriu era președintele partidului. Eu n-am candidat la conducerea partidului pentru că, mă rog, m-am retras în ultima seară și l-am lăsat pe Steriu. Dar eu cu Steriu am avut întotdeauna o colaborare perfectă. Și eu cu Steriu am fost la prima întâlnire cu președintele. Și președintele a spus, eu vreau să facem o fuziune absolut, absolut corectă, adică la paritate, fără nicio discuție, la paritate. În conducerea centrală, jumate reprezentanții voștri, jumate reprezentanții mei. În conducerile județelor, jumate județe voi, jumate județe noi. Sigur, analizând la fiecare județ, ca cel care are voturi mai multe, votul politic mai mare, să fie președinte organizație și celălalt să fie prim-vicepreședinte. Urmând ca la alegerile parlamentare să se stabilească la fel. Jumătate din locurile, să zicem, eligibile, că nimic nu e eligibil 100%, pe UNPR-ul, jumătate pe MP-ul. Așa s-a făcut această înțelegere care s-a făcut pentru, mă rog, pentru istorie în câteva zile. Hai să vă întreb ceva direct.
Și s-a făcut ați negociat absolut atunci, corect. Ați negociat atunci, de exemplu, ca dumneavoastră să aveți asigurat poziția 1 la Camera Deputaților? Nu, nu, sub nicio formă. Sub nicio formă. N-am discutat poziția pe listă de parlamentari a nimănui. A nimănui. Am discutat ca organizațiile să devină interimare toate, conducile în toată țara, deci s-au anulat toate alegerile, ca să zic așa, și la UNP, toți sunt interimari. Toți au primit o împuternicire din partea președintelui partidului, de fapt nu a semnat președinte, semnează cei doi președinți executivi, partidul are un președinte, Traian Băsescu, doi președinți executivi, Steriu și cu Tomac, patru prim vicepreședinți, din care doi are UNPR-ul și doi are PMP-ul, unul din ei sunt eu, unul din prim vicepreședinți, de fapt eu sunt cel care se ocupă de problema parlamentară, că era normal, unul se ocupă de Parlament, unul se ocupă de Parlamentul European, Zicfrid Mureșan, Cristian Diaconescu de politica externă și Toma de la noi se ocupă de organizații împreună cu secretarii generali. Și există un secretar general, cu un secretar general ajung de la noi, domnul Onar. Asta e organizarea. Deci nu s-a discutat absolut nimic. Sigur că săptămâna următoare se va discuta punctual de fiecare, de către fiecare. Eu v-am spus exact cum s-a produs acest. S-a produs într-o după o regulă a parității absolut, perfect. Absolut, cum să zic eu, la linie. În Timiș ați ajuns președinte pentru că la nivel județean UNPR-ul a avut un scor mai bun decât UNPR-ul, da, mai bun scorul decât PMP-ul. Da. Bun. Ulterior ați venit cu o declarație care pe mine m-a surprins. Și culmea nu era legată de PMP, ci era legată de Titu Bojin. Spunând că domnia sa a venit în partid, e drept că, și citesc, Titu Bojin a venit în partid și datorită lui am obținut un scor mai mare decât obțineam, dar nu că Titu Bojin a adus scorul pe care îl avem. Da. Deci, practic, spuneți că Titu Bojin v-a adus o creștere, dar nu acea creștere esențială care să vă ducă peste PMP și să vă bage în Consiliul Județean. Păi ne-a dus peste PMP, că eu am luat trei consilieri și ei au luat doi. Deci suntem peste PMP. Eram în Consiliul Județean, vorbesc ca număr de consilieri județeni. Dar nu e așa. Deci răspunsul meu, Loredana, reportera dumneavoastră de teren, a fost acolo și a preluat corect. Ei, spre deosebire de alții jurnaliști care au preluat după ureche, adică probabil că nu erau atenți în momentul ăla, făceau altceva. Deci întrebarea a fost pusă tendențios și a fost pusă montată în conferința de presă respectiv, montată de preconcepută. Eu n-am spus acest lucru, eu am spus că dar la momentul respectiv... În ce sens era... Era cu iz, corect. Era cu iz, domne, să scoată în evidență că UNPR-ul n-ar fi obținut niciun... n-ar fi trecut pragul dacă nu venea Titu Bojin. Deci asta era ideea. Și eu le-am explicat clar. Nu e așa. E clar că Titu Bojin, fiind președintele Consiliului Județean, dar... Eu lucrez, am lucrat cu Titu Bojin în partid, am fost toată. Eu eram secretar general, cum să zic, la partid cu Ilie Sârbu, când nu era, Bojin era vicepreședinte. Deci eu am lucrat cu el, eu am tot respectul, e prietenul meu și am toată stima. El a venit la noi, vă amintiți, s-a înscris în partid în ultima seară, cu două ore înainte de a depune listele, da? A găsit o organizație, a găsit 60 de... liste depuse și 60 de candidați la primărie și consilier local, în 30 de unități n-am avut pentru că mi-a luat PSD-ul înainte, așa e, când e un partid mic și mai ales cu șeful partidului cu probleme, nu eu, șeful central cu probleme, sigur că au năvălit-o șacalii pe partid. Eu n-am spus niciodată, eu am spus da, domnul Titu Bojin a venit și ne-a adus un plus de voturi. Dar am spus așa, dacă ar fi fost așa cum ziceți voi, că efectul venirii lui Bojin asupra
UNEPR-ul lui a fost atât de mare, ar fi trebuit să luăm 5-6 deputați. Pentru că am luat... Consilieri. 5-6 consilieri, scuzați-mă. Pentru că am luat, domnul Dragoș, 16.000 de voturi, da? Domnul președinte Bojin, când a fost la alegerile... Câte s-au luat în Timișoara? În Timișoara s-au luat 4.600, 4.700. Eu vorbesc pe Consiliul Județean. Deci, în localitățile unde am avut formații de bătaie, să zic așa, cu consilieri, cu tot, unde am luat consilieri, că avem, noi am avut 70 de consilieri, 67 și cu, acum avem 122. Am luat voturi, am luat 12.000, 13.000 de voturi. Iar în localitățile unde n-am avut, noi n-am avut candidați, că n-am apucat să-i mai punem, unde am mers numai pe lista de Consiliu Județean, unde eu l-am secondat pe Titu Bojin, am fost al doilea pe listă, am luat 2.600 de voturi. Așa că votul efectiv care poate fi, cum să zic, măsurat ca aparținând venirii, este acesta plus o mare parte din celălalt. Deci e o logică. Eu n-am spus niciodată, ne-a făcut. Dar dacă am fi luat 5 consilieri, era clar că e meritul 100%. Deci e meritul comun al nostru ca organizație, care era bine sudată, bine făcută. Și doar încă observație din exterior. Observație a unui jurnalist. De pe poziția de președinte al Consiliului Județean. O secundă. Observație de jurnalist. Da. Titu Bojin, și nu e un secret, are foarte bune conexiuni în mediul rural. În urban, mai prost. Dovadă este că în Timișoara UNEPR-ul nu a intrat în Consiliul Local. Da, în Consiliul Județean. Din puține voturi. Problema este următoarea. Puține intrat. Păi da, dar problema e următoarea. El nu putea să ia mai multe voturi. Pentru că, cum să zic, PSD-iștii au considerat o trădare, o plecare de la PSD. Deci una e că Bojin candidează pentru ca el să ajungă, să presupunem, în Camera Deputaților, dau un exemplu, și atunci îi dă votul lui Bojin, că reprezintă, e o personalitate a județului, și alta e când Bojin, de pe funcția de președinte al Consiliului Județean, candidează împotriva PSD-ului. Deci primarii nu puteau să se joace, mai ales că semnalul de la PSD către primarii PSD a fost foarte hotărât. Și le-a spus, băieți, dacă da, poate a luat de la PNL, PNL-ul, poate a luat de la PNL, domnul Bojin, că știm că a pupat mulți primari, ca domnul, să-l citesc. Domnul Dragoș, mai repede mi-ar fi dat mie câțiva pedeliși voturile decât lui Titu Bojin. Mai repede îi dădeau primarii la PSD. Dar dacă analizăm poziție cu poziție, și nici nu-i cazul și nici nu ne interesează, eu am vrut să spun că n-am spus așa ceva. Bojin e prietenul meu, Bojin a adus cel puțin jumătate din voturile pe care le-am obținut, din calculele mele, așa. Păi înseamnă dar, că dacă nu era Bojin, erați în afară, tocmai a spus. Nu, păi dacă aș lua jumătate, luam unul jumate. Eu, un consilier jumate eu și un consilier jumate el. Facem așa o chestie de, ca să fie o egalitate de... Deci era... Dar ce importanță are asta? Dom'le, păi nu, pe mine declarația asta m-a surprins. Nu, dom'le, declarația e corectă. Deci declarația este absolut corectă. E voie să mă surprinde și pe mine o declarație dumneavoastră? Nu, pe oricum eu v-am surprins cu multe declarații la viața mea, așa că n-ar fi o, bun, n-ar fi o surpriză. Haideți să mă mai surprindeți cu ceva, că poate îmi spuneți... Dar ți-am spus... Eu n-am apucat să mă mai duc pe la televiziunile centrale, că m-am ocupat de fuziune în toată țara. Și n-am apucat să mă mai duc, că ți-am spus în exclusivitate niște lucruri, că am fost cel care a negociat. Da. Nu? Întrebarea mea este în felul următor. La momentul ăsta, în afară de poziția dumneavoastră de 1 la Camera Deputaților, pe listele PMP Timiș, mai este vreo altă poziție stabilită? Nimic. Nu este nicio poziție stabilită, nici măcar a mea. Domnul Cândea. Dar domnul Dragoș, este pe domnul Dragoș, am ținând cont că s-a schimbat legea și e un vot pe listă și un vot politic și un vot pe partid și eu sunt un conducerea centrală. Sunt prim vicepreședinte al partidului. Oare credeți dumneavoastră că pot să nu fiu pe lista? Da, domnule Duca, nu cred. Bun.
Probabil că eu mă păstrează pentru ministru de interne. Păi da, de exemplu, da, eu mă gândesc. Și eu. Eu de când gândesc, mi-am dorit eu chestia da, asta? Da, știu că vă doriți de mult timp, dar eu mă gândesc. Măcar știți, acum, la vârsta știți mea. Știți că e o chestiune și am mai spus-o și o repet și sigur aici vă veți enerva când no, o să vă, nu vă spun. Nu mă bine dispus. Nu. Că, când o să vă spun că poate vă mai întreb. Deci, știți, l-am întrebat pe Titu Bojin același lucru. Când? Deci, mai de mult, apropo de Consiliul Județean, de ce vă mai doriți, domnul Răducanu, să mai fiți odată deputat? Că tot se vorbește peste tot, dacă asculți așa, închizi ochii și doar asculți la televizor, despre înnoirea clasei politice, despre alți oameni, despre să vină virgini în politică să conducă, să nu mai fie... Domnul, de ce vă mai doriți? Astea sunt manipulări puse la cale de cei care sunt interesați ca țara asta să se ducă la vale, pentru că e greu de schimbat clasa politică, așa cum vor unii, cum e Nicușor Dan sau nu știu cum îl cheamă, cum sunt oamenii lui Monica Macovei sau ai altora din țara asta. Eu vreau să mă duc în Parlament să duc mai departe ceea ce am început, pentru că eu sunt unul din parlamentarii care a spus lucrurilor pe nume în Parlamentul României. Și cine nu crede, să intre pe site-ul Camerei Deputaților, să citească declarațiile mele, să citească intervențiile mele în cameră, să citească proiectele de legi la care sunt, sunt coautor, să vadă pozițiile mele în emisiunile media în ultimii 4 ani și să vadă că eu nu sunt un parlamentar corupt, eu sunt un parlamentar care a muncit în Parlamentul României și nu a venit marți dimineața și a plecat marți după masa. Eu mă duc în Parlament pentru că este necesar, sunt necesari oameni care au curajul să spună lucrurilor pe nume, cum sunt eu, și nu cred că eu fac acum, mă laud pe mine, n-am ce să mă laud, știe toată lumea, că eu spun lucrurilor pe nume. De-aia am avut și destule dificultăți de-a lungul, mă rog, scurtei cariere politice. De-aia vreau să mă duc. Am înțeles. Schimbul sau schimbarea Parlamentului, spune așa, ar spune așa, să nu mai vină ăia care au cel puțin, care au deja 3 mandate, 4 mandate, 5 mandate, 7 mandate cât are Nicolicea, cât au toți de la UDMR. Pe Nicolicea nu era cum noastră în partid? A plecat, ne-a trădat Nicolicea. A, de-aia spuneți de el acum, că dacă era în partid, cred că nu mai spuneați. Nu, domnule, nu, eu am spus-o asta, domnule, i-am spus-o la televizor înainte, că domnul Nicolicea s-a supărat pe mine. Cum îmi permite eu să spun că trebuie să plece? Păi da, că are 7 mandate, se duc acasă după 7 mandate. Like, nu ăștia care sunt la primul mandat. Auzit. Pentru că atunci era spectacolul, să spuneți. Dar nu, dar dacă vă uitați la televiziune centrală, să vedeți. O secundă, haideți să ne întoarcem la chestiunea cu listele. Păi nu, dar stai puțin, că n-am terminat. Ai zis să schimbăm clasa politică. Da, nu. Și să vină cine? Să vină cine? Cei care au fost la primul mandat, cum au fost acum tineri, care nu au avut nicio experiență, nici că au făcut ceva în viața lor, au venit... Domnul Răducanu, nu, domnule, că e nevoie și de oameni ca mine și de alții tineri și de alții ca... Dar i-ați explicat mie o chestie. Când erați în Parlament, e problema mea. Domnul Răducanu, eu am un vot. Oricum nu mi-l dați mie, că nu mi l-ați dat niciodată. Aveți de unde să știți. Că tot vorbeați de listele USL. Păi USL-ul, că aici e discuția, domnul Răducanu, și o chestiune... Mă întorc cumva la începutul emisiunii. Când era USL-ul, când a ieșit la să ceară votul oamenilor, era mesajul, votați-ne pe noi, să-i schimbăm pe oamenii lui Băsescu care au nenorocit România. Nu. Și acum... Nu. Domnule, pe oamenii lui Băsescu. Păi, stați puțin, Băsescu, iar acum sunteți cu Băsescu. Domnule, oamenii lui Băsescu... Cu voturile venite din vremea... Puțin. O secundă, pe votul venit anti-Băsescu. Nu. Aici e discuția. Domnul, lasă dumneavoastră, că astea sunt niște povești de astea de televiziune. Hai să facem, să o luăm așa, să facem o analiză corectă. Nu, să facem o analiză corectă. Cine era în USL? PSD-ul, da? PNL-ul, PC-ul și noi. UNEPR-ul pe ultima fază, că noi n-am fost în USL. Noi am intrat în Alianța de Centru-Stânga, care împreună cu Alianța de Centru-Dreapta au făcut USL-ul în ultima fază la alegerile parlamentare, că în vară n-am fost. În vară am fost pe picioarele noastre la locale. Ca să fie clar. Acum, ăștia din USL de care ziceți dumneavoastră că ziceau, domne, să murim,
dacă nu, cum, să ne sacrificăm dacă nu reușim să-i dăm pe ăștia lui Băsescu jos. Păi cu cine sunt ăștia aliați? PNL-ul ăsta cu cine s-a făcut? Atunci întrebați-i pe ei când o să vă răspund, o să vă răspund eu. Niciodată noi n-am spus acest lucru pentru că noi am fost în alianță cu PDL-ul. Nu puteam să spunem așa ceva. A, că am fost acolo în masa asta, sigur. În momentul, în momentul în care alianța de guvernare sau majoritatea la guvernare cu Boc s-a rupt pentru că Boc s-a trezit dimineața și a declarat că gata, s-a rupt alianța de guvernare și ne-am trezit... eu știu, singuri, sigur că domnul Ponta s-a dus repede la domnul Oprea și cu sprijinul domnului Oprea a ajuns să fie, să facă primul guvern. Așa că asta e istoria, să nu aruncăm pe... Iar eu nu puteți să-mi dați o replică sau ceva, un atac la nimeni, nici la niciun președinte al României, pentru că eu respect instituția. N-am asta. Sigur că fiecare om greșește, fiecare om face. S-au închis listele PMP Timiș? Nu. Până când se pot depune candidaturi? Până luni. A, deci mai e. Și până acum cine s-a înscris? Păi s-au înscris mai mulți. Haideți să vă dau niște nume. Titu Bojin. S-a înscris. Pentru s-a spus în conferința de presă. S-a înscris pentru ori pentru o, ori pentru alta. Domnul Cândea? Încă nu s-a înscris. Domnul fost candidat la primăria Timișoara, domnul Dugulescu? S-a înscris. Dumneavoastră? Păi, eu să mă înscriu. Sunteți de facto înscris, am înțeles. Sunteți oricum. Deci acolo oricum, unul la Camera Deputaților am zis. Da, domnul, lasă, nu mai insistăm, hai să vorbim despre Alin Popoviciu vine? Oricum nu-ți dau lista, că n-am cum să ți-o dau, că nu-i făcut. Încă nu a dat verde Băsescu, am înțeles. Păi nu a dat verde Băsescu, nu Băsescu hotărăște. Da? Ți-am spus că există un așa cum am făcut fuziunea cu o echipă care a analizat punct cu punct, tot așa la București, în prima fază se va analiza într-un comitet executiv. Alin Popoviciu vine la PMP pentru că au existat tot felul de zvonuri. Nu? Exclus. De ce? Păi n-are când să mai vină, gata, s-a terminat. Cum până luni? Păi a venit Titu Bojin cu două ore înainte să se închidă listele. Să-ți explic. Eu am zis până luni pentru că eu mă duc luni, că până luni nu mă pot duce la București cu listele. Domnul, avem exemplu în viață. Domnul Bojin s-a înscris în partid cu două ore înainte să se închidă listele. Bine, era altceva. Dar acum discutăm de parlamentare, nu discutăm despre... Păi tot asta e. Deci nu se mai poate. Nu e membru al partidului. N-are cum să mai scrie. Cum? Dar se face repede. Nu vine. Stai, nici nu și-a manifestat vreodată dorința și nici nu vine. Domnul Elena Udrea mai e în PMP? Nu. Nu? Nu mai este. Dar oamenii domniei sale? Nu. Nu? Nu știu. Eu nu știu care sunt oamenii domniei sale. Eu n-am auzit pe nimeni. Deci doamna Elena Udrea s-a retras, nu mai este, nu e nici măcar în grup, adică în grupul parlamentar al nostru, care e UNPR cu PMP. Bun. E neafiliată, independent. O discuție este legată de majoritatea de la Consiliul Județean. Când era UNPR, a fost o adevărată bătălie a negocierilor. Și noi am publicat acel document pe care l-a semnat... O prostie, ai publicat o prostie. Nu, o prostie, domnul Ducanu. O chestiune asumată... Nu scria nimic în el. Scria că... Cum? V-ați împărțit funcțiile. Nu am împărțit nicio funcție. Că dați... A zis că își vor acorda sprijin reciproc, dar cu respectarea strictă a prevederilor legale. Asta este... Știți cum e. Ba să discutăm. Știți de ce e important? Sunt lucruri care nu... Sunt chestiuni. Haideți că vă spun eu. Și cu nimic. Nu, asta cu respectarea legii, exact cum scriu da, mai nou, scrie, respectarea legii, nu? În stilul lui Cojocare, din hotărârile de Consiliul Local. Domnul Dragoș, deci să spun așa, că ne știm prea bine și mai să nu mai merg eu cu tine. Tu mă știi prea bine. Eu nu fac ilegalități. Nu, dar împărțitul... Eu altceva vreau să vă întreb. Eu să fiu ultimul suspect de ilegalități din lumea asta. Să împărțiți niște funcții. Nu am împărțit nicio funcție. Păi să spuneți, de ce mai trebuia să spuneți că trebuie să fie unii de la UNPR sau de la PNL în condițiile în care păi normal, funcții, așa au făcut și ei, dar așa au făcut toți. Unele funcții erau deja asumate și erau... Deci așa îmi place de voi la presă, că voi sunteți cei mai buni, cei mai cuminți, cei mai, cei mai respectați din lumea asta și ăștia politicienii îți vai de capul lor. Păi stai puțin, tu la orice negociere te duci tu.
tu ca persoană... Dar nu ați asemnat, vorba hârtie, ala, alții n-au semnat măi, hârtie. Vre, tu ce ca persoană fac? Fizică. Domnul eu sunt care? Politician, trebuie să semnez, că unul trebuie să semneze. Dar ce? Deci între politicieni cuvântul nu e... Nu, dar vreau să spun. Și ăsta nu e bine. Dar ce la voi e bine. Eu trebuie să dau declarație de avere, tu nu trebuie să dai declarație de avere. Știu, vreți legea presii. Eu trebuie să dau... Dar pe mine nu mă alege poporul, domnul Răducanu. Păi du-te să te aleagă poporul. Și atunci poți să vorbești tu, nu știu mai care, Sabin Orcan, așa, nu știu mai care din lumea asta, puteți okay. să vorbiți. Dar duceți-vă și voi în fața poporului. Domnul Răducanu, așa. Deci la noi știți cum e cu poporul? Pe noi ne judecă poporul în fiecare zi prin ceea ce scriem. Unde? Și ce scrie poporul știți cum? Pe voi? Stați ce liniștit. Ce zice poporul? Știți, dacă îmi scrie prostii, nu s-ar mai uita la noi. Ne-ar pica traficul pe site. Știți. Asta este. Poporul, la noi e o chestiune mult mai domnul, sensibilă. Nu e odată la patru ani. Așa o noțiune poporul ăsta. E în fiecare zi. E în fiecare zi la noi votul. Bine, dar apropo, cu majoritatea de la Consiliul Județean. Zii cu majoritatea. Aveți de gând să o schimbați pentru că a fost o declarație că dacă pleacă domnul Stancu de la ALDE de la Senat și cumva intră, s-ar putea să se reddiscute majoritățile. Nu. Nu? S-ar putea să luăm noi postul al doilea de vicepreședinte. Logic. Atât. Logic. Nu vă doriți funcția de președinte? Nu. Nu se poate schimba președintele. Deci trebuie două treimi. Și n-aveți. Păi n-ai cum să ai două treimi. N-ai cum. A, deci v-ați dori al doilea vicepreședinte? Nu, dar nu se poate. Este inadmisibil. Da, pentru cine? Pentru cine? Ce? Funcția de vicepreședinte. Nu cine știu pentru cine. Păi eu cine spun, sunt tu candidații? Tu mi-ai spus mie. Păi sunt nu. Trei. Eu am trei consilieri. Pe cine? Nu mai pot să depun decât din ăștia trei. Am pe Matei, pe Oprea și pe Bojin. Eu am trei consilieri. Mai este domnul Cânde al patrulea și cu doamna Roxana Iliescu. Cum prim înțelegeți? Vicepreședinte. Cum vă înțelegeți? Vice. Foarte bine. Foarte bine. Păi după ce v-ați carotat așa în negocieri înainte. Eu niciodată. Eu n-am discutat cu ea decât lucruri bune. Ce relație adică ce de, ea ce a discutat cu mine atunci în seara aia ultimă a fost o ofertă mai mult decât în visul meu, cum zicea a faptul să fie Erzo. Președinte al partidului, al Consiliului Județean? Nu știu. Aia a fost oferta. Am discutat, da. Și faptul că, cum v-a simțit când v-a refuzat? Nu m-a refuzat, că nu a fost decizia aia. N-a fost decizia. Când a venit refuzul, n-a fost decizia Roxanei. A cui a fost al lui Traian Băsescu? A fost decizia mai mare, că astea nu s-au făcut. I-ați reproșat lui Traian Băsescu că n-a marșat la promisiune, la varianta știu, asta? Nu, că eu știu de ce n-a marșat și a avut dreptate. Și nu are rost să intrăm în asta. N-a marșat nu din cauza noastră, a UNPR-ului. Noi eram și noi, cum să zic, outsider, nu? Din cauza PNL-ului. PNL-ul a avut o problemă. PNL-ul a avut o problemă. Am înțeles. La nivel central. A, din motive de Nicolae Rogu? Nu. Mă gândeam, nu întrebam. Nu, domnule. Am înțeles. Deci alte motive. Deci aici, la Cara Severin și la Maramureș s-a votat, s-au pus cu PSD-ul, s-au pus, adică majoritatea s-a făcut cu PSD-ul împotriva, mă rog, a cursului normal, că fiind un partid de dreapta, partid popular, era normal să facă cu... Domnul Bojin, dreapta. Cum se simte în PMP? Foarte bine. Domnul Bojin, deci, are, cum să zic, este ca un... Ca peștele are, napă, nu, nu, este ca un prim vicepreședinte, deși nu este decât un post de prim vicepreședinte, și el și Matei au un rol ăsta să împărți județul, fiecare are responsabilitatea lui, inclusiv eu. Ne-am păi, împărțit, domnul lucrăm... Matei i-a și declarat la Press Alert Live. Când? Păi vă spun și ziua. Păi când a fost aici? 29 iulie. Păi de mult, 29 iulie. E mult? Păi ia uitați ce spunea, nu era... puțin. Cum să nu? Ce era... zicea, ia? N-am auzit. De ce la ora actuală, iar zi articolul pe site. La ora actuală nici nu știu, pentru că nu știu ce este în realitate PMP-ul, dar voința celor mari m-a adus să fiu un PMP. Încă nu m-am identificat pentru că sunt un om care a făcut politică social-democrată. Trebuie să văd mai bine ce simt eu, să mă identific cu noua formațiune. Și s-a identificat. E cu noua formațiune. S-a identificat. Este... E liderul de grup, liderul de grup în Consiliul Județean. Este... Are o înțelegere perfectă cu președintele Consiliului Județean. Ca colaborăm. Ca doi foști PSD-iști. Păi, toți sunt PSD-iști. Și eu, și... și... Ce să faci? Așa e viața. Doamnelor și domnilor, asta e declarația serii. Toți sunt PSD-iști. Ce să faci? Asta e. Mai pe la liberal. Toți sunt PSD-iști, nu? Toți sunt PSD-iști. Asta e declarația serii, da.
Deci președintele nu scria, vreți al doilea vicepreședinte. Chiar păi nu, îl... păi da, nu, noi vorbim de logică aici. Da? Aici vorbim de logică. Păi, dacă se eliberează un loc de vicepreședinte, fără mine, nu fără mine, Răducanu, că eu sunt da, și fără o piesă. PMP. Fără PMP, nici unul din partide nu poate să pună vicepreședinte. Nici PSD-ul, nici PNL-ul. PNL-ul. Păi decât, da, decât dacă, printr-o minune, se face... PNL-ul face o alianță nemaipomenită cu PSD-ul. Le dă un post de vice păi și ce, au ce? Două treimi, șapte treimi, nu știu câte treimi au păi și au rezolvat problema. Se reface USL-ul, da, care-i treaba. Da, atât se poate. Altfel nu se poate fără cele cinci voturi ale... Dumnezeu, aici așa e politica asta, e pe numere, pe voturi, pe ce să faci, pe majorități. Deci eu da. N-am spus că fac, dar dacă apare... Cât? E normal apropo că... de paritate, câte... Câte, care e ținta electorală a PMP în Timiș? Să luați câți păi deputați, deci, câți senatori? Eu spun nu în Timiș. Deci nu, în Timiș nu, e important. Stai să-ți explic puțin, ca să înțelegi. Păi eu îți explic exact și de Timiș, că dacă m-ai pus întrebarea, dar lasă-mă să nu fac ca, mă duc eu la emisiune, la Realitatea cu o tânără de acolo, jurnalistă care se dă cea mai mare, ea întreabă, ea răspunde. Deci pe mine nu mă lasă să mai aici zic nu-i nimic. Cazul. Aici nu-i cazul, de-aia zic. Lasă-mă să-ți răspund. Deci ideea noastră a conducerii centrale a partidului în Consiliul Executiv Național este următoarea. Orașele mari cu populație peste 600.000, populație, alegători, că nu-i populație, adică Timișoara, Iașu. 600.000 de alegători. Cât? 600, județe poate, nu municipii. Nu, am vorbit, am greșit, județe. De județe vorbesc. Județe, de județe da. Cu 600, peste 600.000 de locuitori. Cum sunt Iașu, Clujul, Brașovul, Timișoara, Constanța, da? Bucureștiul, okay. Mă rog, nu știu pe care am uitat vreunul, Craiova, nu? Doljul, Galațiu. Intenția noastră este de a sprijini să se obține un senator și doi deputați. Iar la celelalte, sigur, un deputat, că nu o să ai pretenții să iei la Sălaj unde sunt trei senatori, să iei vreun senator. S-o la Harghita acum cu vom da. Vedea. Deci, nu știm. Deci ținta pe județ, deputat și un senator. Și cum se face aici? Asta e criteriul de performanță. Și cum se face împărțirea? Deci va fi pe primele două poziții, teoretic, trebuie să regăsim la Camera Deputaților un fost uneperist și un PMP-ist vechi, ca să zic așa. Asta e regula. Deci veți fi dumneavoastră? Nu, asta e regula. Nu dacă voi fi eu sau nu știu că nu, asta nu pot să clar, spun, asta e clar, asta eu e spun, clar. Eu spun cum se discută la nivel așa. Și spun cu sinceritate, că n-am ce da, să da, spun. Da. Asta e regula. Dar poate fi și excepție. Dar la nivel național, numărul trebuie să fie egal. Un EPR cu PMP. Și atunci există, să zic, poate să existe situații în care la Brașov PMP-ul are om bun și la Senat, omul bun sau cel mai bun omul are la Senat, cel mai bun omul are Camera Deputaților, să presupun. Da. Atunci la Cluj sau la Iași poate să aibă un EPR-ul cea mai bună variantă. Ți-am dat câteva exemple absolut da. Arbitrare. Okay. Asta nu înseamnă că e bătută în cuie regula, dar regula este asta. Regula de bază este asta. Dacă primul la Cameră e de la UNPR, primul la Senat e de la PMP. Dar ți-am zis că poate să fie cum a fost acum. De exemplu, am avut județe unde diferența dintre rezultatele mele și ale PMP-ului a fost de 2-3%. Și acolo a luat PMP-ul. L-am lăsat la PMP pentru că am avut noi o problemă acolo că se băteau 2 pe loc și până la urmă când se bat 2 câștigă al treilea. Adică s-au făcut excepții. Dar în orice caz, eu spun că astăzi, în paritatea dintre ei și noi, nu suntem chiar la paritate în județe, pentru că, până la urmă, după prima lună de fuziune, ne-am dat seama că trebuie să folosim varianta cea mai bună, indiferent de unde. Și astăzi suntem cam 18 la 23. Adică noi avem 18 județe, conduceile foste ale UNPR-ului conduc 18 județe și 23 le conduce PMP-ul. PMP-ul. Bun. Deci vom avea pe primele poziții la cameră un EPR-ist și un PMP-ist? Asta vă întrebăm. Da. Teoretic, da.
Și la după Senat, regulă, da. Și la Senat va fi tot un PMP și un... Da. Dar al doilea la cum. Senat, al doilea e bine la... să fie că nu știi ce se întâmplă cu primul vreodată. Nu. A, da, da, păi, da. Deci trebuie să fii atent pe cine pui pe locurile următoare. Că știu orice se poate întâmpla în lumea asta. Și te trezești cum ne-am mai trezit cu câte unul, de exemplu, eu știu pe unul care toată ziua îi pune emisiunile astea pe aici discutat, care a ajuns deputat. Sau unul a ajuns chiar senator? Nu, dar unul a ajuns deputat. Senator, ăsta, dau, sau senator, ce a ajuns? Cine? De la Caraș. Domnul Naslău? Nu, mă, spunem, nu, eu mă gândeam la domnul Naslău. Unul altul, un prieten mai bun de-al vostru. Domnul Naslău n-a ajuns? N-a ajuns deputat, domnul de la apele, cu apele minerale, n-a ajuns deputat. Cine? A, domnul Tuducan. N-a ajuns Tuducan pentru că la Caraș Severin s-a eliberat locul și a ajuns Tuducan. Nu știu cât a fost, 5-6... Nu, eu ți-am zis m-a rugat că... să nu-i mai spun numele în emisiuni, să nu mai spun de domnia sa, i-ați deschis. Uite, am deschis eu, da. Nu, eu, dar eu ți-am spus un lucru adevărat. Da, da, deci da. El a visat că mai ajunge deputat, că a ajuns în ultimul an, n-a prins decât păi o nu, așa jumătate de an sau și, un an. Și conjudețeanul adică... domniei sale, Naslău, la fel. Deci asta spun, că nu e, cum să zic, trebuie să fii foarte atent, mai ales că acum responsabilitatea nu mai e. Dom'le, a fost cu nu știu ce au făcut aia, s-au pus pe liste, au ajuns pe colegii și au ajuns pe... Nu, acum ai făcut lista, a răspuns de ea. Că dacă se întâmplă, eu știu, primul și rupe piciorul, nu mai poate să ducă la Parlament, vine al doilea, automat. Domnul Bojin va fi pe poziție eligibilă? Nu știu eu, probabil. Probabil. Că aveți nevoie, dacă aduci jumate din voturi, bănuiesc că păi contează. Probabil, contează, la analiză contează. Eu aștept să văd imaginea cu Bojin, cu Traian Băsescu de mână și spunând, votați și lăudându-se unul pe altul. Va fi superb. Nu, nu știu, nu ba, știu. Nu, nu știu pentru eu ce mine ca jurnalist. În politică, vorba lui Nenea Iancu sau nu știu, al cărui personaj din operele lui Caragiale, ai văzut că în politică e... posibil orice. Asta suntem e. Nu am inventat noi, domnule Ducanu, suntem în vremurile lui Caragiale, suntem în continuare în vremurile lui Caragiale, mai politica rău, din România. Mai rău decât în epoca lui Caragiale, mai rău decât în perioada a Caragiale. Deci Caragiale ăsta așa a avut o minte. Dar nu, deci el atâta el se uita la realitățile de acolo sunt absolut, absolut, cum să zic, depus... astăzi în ramă, ca să zic așa, aici. Cine-i Mița? Aia, nu mă băga în chestia asta, că nu, eu nu sunt cu dat nume de personaje. Am o problemă cu personaje, nu țin minte prea. Dar v-aș întreba altceva. Nume. Dacă e mai rău ca și în Caragiale. De ce? Eu sunt luptător. De ce? De ce? În primul rând, din cauza alegătorilor. Deci poporul e de vină. Domnul, nu poporul, domne. Alegătorul. Poporul să-ți explic ceva. Poporul sunt 18 milioane. Alegători sunt jumătate în cele mai bune. Domne, acești oameni, parlamentari, eu știu, deputați, senatori, ce au fost de-a lungul timpului, președinți de țară, i-a ales poporul. Nu i-a ales altcineva. Păi dacă i-a ales poporul, sigur că nu i-au ales toți. I-a ales o parte din popor. Sigur, partea asta zice, domnule, e foarte bun. Partea cealaltă care nu s-a dus la vot, zice, nu-i bun, președintele. Acum, eu ce să spun? Că cine mai e vinovat? Nu putem să intrăm, că ar trebui să intrăm prea profund în anumite domenii și am ajunge la discuții de-astea care nu sunt bune aici la televiziune. Și mai avem 2 minute, așa că vreau să vă întreb. Câteva lucruri extrem de scurte. După toate aceste mișcări, la nivel macro, la nivel național, sunt mișcări și la nivel local? Adică schimbați președinți de organizații? Păi de unde să-i schimbăm? Nu știu, din funcții. Abia ne chinuim să-i facem, să-i punem. De exemplu, eu nu știu, la ora actuală cine mai conduce organizația Timișoara, organizația Lugoj, de exemplu. Organizația Timișoara o conduce domnul Dugulescu și organizația Lugoj o conduce un tânăr care a luat 1400 de voturi cu organizația pe care a condus-o. Pe care o conduce, e de la PMP. Amândoi sunt de la PMP, adică veniți din organizația PMP. Și nu se schimbă nimic? Deocamdată nu.
Deocamdată e o chestiune foarte relativă. Păi, adică domnule, să-ți explic, domnule, știi că eu nu mă feresc. Eu știu de unde bați, că mai sunt unii care mai plimbă în presă, sunt așa, niște gazetari. Nu știu cât de gazetari sunt, că aveți vreun știi că dacă zice ceva, că zice ceva despre presă, iar sar la mine. Domnul, și nu vreau să sar la mine. Aveți vreo îndoială că sunt jurnalist? Tine, nu, eu vorbesc cu tine ca un jurnalist, că tu ești un jurnalist. Mulțumesc, cu diplomă, de meserie. Dar sunt alții care nu sunt jurnaliști și se dau jurnaliști, că au deschis și ei un site și care, pentru mine, cum să zic, eu nu sunt obligat să le răspund la întrebări, că nu sunt jurnaliști. Și știu pe unde sunt niște șurubele de astea, au vrut să îl schimbe pe președintele de la Lugoj. Eu n-am timp de schimba președinții în momentul de față, mai ales președinți care au niște rezultate în spate. Dar, eu așa cum mă cunoașteți pe mine și cum am făcut și la PSD, că practic eu pot să dovedesc că sunt unul care a restructurat PSD-ul și l-a pus pe picioare la momentul când eram eu secretar general sau președinte al organizației municipală, așa și aici. Fiecare are răspunderi clare. Și fiecare președinte a primit o împuternicire de la mine, cum am primit și eu o împuternicire pentru un interimat de 3, 4, 5 luni de zile și are niște sarcini. Dacă într-o lună de zile, în două luni de zile, să zicem până la 1 octombrie, nu se simte nicio mișcare că ai făcut vreun pas, eu nu pot să merg cu ei înainte, pentru că eu sunt responsabilul principal de rezultatele din județul Timiș. Și ca atare va pleca de pe funcție dacă nu va fi, că a venit vorba. Nu e vorba despre Lugo sau despre Timișoara, despre nimeni. E vorba despre toți cei 99 de președinți de organizație. Nu e nicio problemă. Deci și de vicepreședinți și de toți care sunt în jurul meu, care nu văd că nu se mișcă. Păi ce criterii puteți să aveți în octombrie? Că păi au două criterii de performanță. Numărul de membri și lista de susținători. Păi trebuie să strâng listele de susținători. Eu trebuie să strâng 7800 de susținători. Atâta e la populația din Timiș. 7800. Păi bun, dar acum poate să fie, știți cum, cum se făceau planul înainte la partid, cu din alea fake-uri. Păi nu merge, că dacă vreți să vă spun, este cu cod numeric personal. Păi și aveți voie să-l luați la oameni CNP? Păi așa scrie legea. A făcut-o AEP. Lista de susținători e cu cod numeric personal. Da. Nu am inventat-o. Am încercat să o anulăm, n-a vrut nimeni. Domnul prim-ministru a zis că nu o modifică. Deci, așa că nu se poate cu face. Cu cine vă văd de mână în alegeri? Cu Traian Băsescu. Hotărât. Păi cu cine să mă vezi? Traian Băsescu este aici, local, liderul. Domnul, aveți răbdare și veți afla. Bine. Vă comunic primul. Avem o promisiune. I-am promis și lui Stelu Iordache alaltă. Da. Dar vă dau la amândoi SMS-ul în același moment. În secundă. Sigur ne vom mișca mai repede. Să publicăm lista la pariu. Da, bine. Doamnelor și domnilor, două lucruri de ținut minte din seara aceasta. Citesc din Ion Răducanu, cu toți suntem PSD-iști. Nu, toți sunt PSD-iști. Toți nu sunt PSD-iști. Nu cu toți. Toți sunt PSD-iști, mai rău. Mai rău, toți sunt PSD-iști și a doua e mai rău ca în Caragiale. Nu mai am ce să spun. Ne revedem luni într-o nouă ediție și sper că va fi cu surprize toată săptămâna. Până atunci vă spun un weekend plăcut și să nu uitați câinele de pază al democrației în Ulatră Sfâșie. O seară nebănuită.